Am un răspuns. Are cineva o întrebare? Întreabă. Nu te costă nimic. Vreau să știu de ce. Vreau să întreb. Întreabă. Vreau să întreb. Nu te costă nimic. Întreabă. Dar poți afla. Întreabă și tu. Ai o întrebare? Da, vreau să întreb și eu. De ce? Întrebarea mea vreau este... Vreau să știu de ai ce. Ai o întrebare? Vreau să întreb. Am un răspuns pentru întreabă. Tine. O rubrică zilnică realizată de slujitor Dani. Întrebarea zilei. Întrebarea zilei. Întrebarea zilei. Care este rugăciunea domnească? Rugăciunea domnească este rugăciunea Tatăl nostru, pe care ne-a învățat-o Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Obârșia rugăciunii Tatăl nostru este cu totul și în toate cuvintele ei dumnezeiască, fiind alcătuită de Dumnezeu Fiul la rugămintea unuia dintre apostoli. Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Evanghelia după Luca, capitolul 11, cu versetul 1. Atunci Mântuitorul i-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Matei, capitolul 6, versete de la 9 la 13. Deci când rostim această rugăciune, grăim însăși cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. Ne rugăm cu adevărat în numele Domnului Iisus Hristos. De aceea se numește rugăciune domnească. Rugăciunea domnească, cea mai de seamă dintre toate rugăciunile, se deosebește prin puterea ei, prin ușurința de a fi înțeleasă și prin bogăția cugetărilor ei. În primul rând, marea putere a rugăciunii Tatăl nostru stă în faptul că prin ea nu numai că ne rugăm împreună cu Iisus Hristos, ci ne rugăm cu însăși cuvintele Mântuitorului. Dumnezeu singur a putut să învețe cum ar vrea să fie rugat. De bună seamă, aceste rugăciuni îi se potrivește cel mai bine cuvântul Domnului. Orice veți cere de la Tatăl într-un numele meu, vă va da vouă. Ioan 16:23. În al doilea rând, rugăciunea Tatăl nostru este cea mai ușoară de înțeles dintre toate rugăciunile. Ea este rugăciunea oricărui crede în Dumnezeu. În al treilea rând, în rugăciunea Tatăl nostru avem cereri pentru toate trebuințele sufletești și trupești, deci pentru toate bunătățile cerești și pământești. Toate câte le cerem în rugăciunile noastre se află cuprinse în rugăciunea domnească. De veți străbate toate rugăciunile, zice fericitul Augustin, nu veți afla nimic care să nu fie cuprins în rugăciunea domnească. Rugăciunea domnească este alcătuită din trei părți: chemare, cereri și încheiere. Chemarea, invocația, este Tatăl nostru care ești în ceruri. Această chemare ne pune în adevărată stare de rugăciune, ne înalță mintea la Dumnezeu și ne întărește încrederea în El ca Tată, ca Părinte. Citim în Roman, capitolul 7, cu versetul 15. Cuvântul Tată deșteaptă încredere, ne aduce aminte de harurile primite de la Dumnezeu și ne învață că acela care vrea să se roage lui Dumnezeu nu trebuie să vină înaintea Lui numai ca o făptură a Lui, ci ca un fiu al Lui după har, fiindcă dacă nu este fiu, nu poate să-L numească Tată. Iar acest har al înfierii l-a dat Iisus Hristos celor care cred în trânsul, după cum grește Scriptura. Și celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere să se facă fii ai Lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Iisus Hristos, învățându-ne să numim pe Stăpânul și Făcătorul la toate, pe Dumnezeu Tatăl nostru, odată cu aceasta și în același timp, hotărăște eliberarea noastră din muncile veșnice, izbăvirea sufletelor, mântuirea, înfierea ca fie a lui Dumnezeu, moștenirea slavei sale care ne este făgăduită,
unirea cu singurul Său Fiu și, în sfârșit, revărsarea peste noi a Sfântului Său Duh. Niciun muritor n-ar îndrăzni să dea această numire Celui Atotputernic, dacă nu ne-ar fi îngăduit Fiul Său cel Unul Născut. În psalmi, în proroci și chiar în lege sunt mii de rugăciuni, dar nu aflăm pe nimeni rugându-se și numind pe Dumnezeu Tată, ci Îl rugăm ca pe Dumnezeu și Stăpân, așteptând pe Cel ce revarsă Duhul Înfierii. Dumnezeu vrea să fie iubit, de aceea îngăduie să fie numit Tată, ne spune fericitul Augustin, fiindcă această numire este plină de dragoste și aprinde dragostea. Copilul numește Tată pe Cel căruia îi datorează viața, iar noi numim Tată pe Dumnezeu, fiindcă El este Făcătorul nostru. Deuteronom 32:6. Zicem Tatăl nostru, nu Tatăl meu, pentru că noi toți suntem frați și ne rugăm unii pentru alții. Această chemare ne îndeamnă că precum Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturor, tot astfel suntem datori și noi, credincioșii, să fim frați între noi și să ne rugăm nu numai pentru noi, ci și pentru toți frații noștri, unul pentru altul, precum ne învață Scriptura. Rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați. Iacov 5:16. În rugăciunea domnească fiecare se roagă pentru toți și toți pentru unul. Ea este rugăciune obștească și a tuturor creștinilor. Nevoia ne silește să ne rugăm pentru noi, dar dragostea frățească ne îndeamnă să ne rugăm pentru alții. Iisus Hristos însuși zice că noi toți suntem frați. Matei 23:8. Altădată El numește frați pe Sfinții Apostoli, iar apostolii numesc frați pe credincioși. Romani 1:13. De altfel, drept este să se numească frați cei ce au un singur și același Tată în cer. Deci cuvântul Tată arată că trebuie să iubim pe Dumnezeu, iar cuvântul nostru că trebuie să iubim pe aproapele. Domnul unității noastre, spune Ciprian, n-a vrut ca rugăciunea noastră să fie de unul singur și oarecum egoistă, ci a tuturor obștească. Cuvântul nostru trezește toate nepotrivirile și deosebirile de stare și de avere și face deopotrivă pe cel lipsit la fel cu cel avut și pe cel supus la fel cu cel ce stăpânește. Zicem, care ești în ceruri, pentru că Dumnezeu îngăduie să fie văzut numai în ceruri, deși este pretutindeni. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor și nimeni nu L-a văzut vreodată. Fiul cel Unul Născut, care este în sânul Tatălui, acela L-a făcut cunoscut. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 18. Totuși, îngerii văd pururea fața lui Dumnezeu, care este în ceruri, citim în Matei 18:10. Iar cei drepți la inimă vor vedea fața Lui, spune Psalmul 10:7, la înviere, când vor fi ca îngerii lui Dumnezeu, Matei 22:30. Cuvântul acela ce zice în ceruri ne învață că în timpul când ne rugăm, să înălțăm mintea și toată gândirea noastră de la cele pământești și stricăcioase la ceruri spre cele nestricăcioase, fiindcă harul și bogăția binefacerilor sale strălucește mai ales în ceruri. Cuvintele care ești în ceruri ne aduc aminte că menirea noastră trece dincolo de marginile vieții de acum, că dincolo de lumea aceasta se află casa Tatălui nostru, citim în Ioan 14:2, care ne așteaptă, cât pentru noi, cetatea noastră este în ceruri, de unde așteptăm Mântuitor pe Domnul nostru, Iisus Hristos. Filipeni capitolul 3 cu versetul 20.
aici Domnul învățându-ne să chemăm pe Tatăl Cel din ceruri, amintindu-ne de patria cea bună și sădindu-ne o dorință mai puternică a celor bune, pentru a ne pune pe calea ce ne duce iarăși la patria cea cerească, patria noastră. Amin.